Aș vrea să începem emisiunea prin a recunoaște că noi, aici, la Nimic Nou, întrecem de multe ori măsura și nu există nicio scuză pentru glumele de prost gust pe care le facem uneori. Școala Vedetelor a fost o emisiune revoluționară în peisajul audiovizual românesc, iar Adi Despot este un om nemaipomenit și un artist complet. Și mai ce? Și dansează foarte bine ca Cotton Eye Joe. Bună seara, România! Bună seara, internet! Eu sunt Teo și voi vă uitați la Nimic Nou, episodul... Ce episod e, Adi? 3. Teo. 3. Mulțumesc, Adi! Deși ne uităm cu admirație la Radu Mazăre pentru curajul pe care îl are să se îmbrace ca un papagal și să iasă din colivie, uneori ne pare rău că și-a ratat șansa de a fi un fel de Tony Montana în România și a ajuns un amărât de primar în Constanța. Uite și alți primari care și-au ratat cariera. Primarul din comuna Plopu, Adrian Bălănescu, a reclamat recent la poliție furtul dintr-o casetă de valori a 410.000 dolari americani, 100.000 lire sterline, 30.000 franci elvețieni, 8.000 dolari canadieni, precum și 1 kg de aur sub formă de lingouri și bijuterii. Bă, tu ești primar sau pirat? Că dacă ești primar, ești prea bogat, dacă ești pirat, ești prea prost. Toți pirații știu, ai o comoară, o ascunzi pe o insulă pustie, sub un X. Cristian Dumitru, fostul viceprimar al Ploieștiului, a provocat panică în comuna Păulești după ce unul din cei doi reni pe care îi are a scăpat din curte pe ulițe. Acum, gluma evidentă ar fi că și-a ratat cariera ca Moș Crăciun. Și exact pe asta am făcut-o. Următorul primar cu carieră ratată pe care l-avem este Victor Bețivu, primarul satului Arionești. Satul meu cum se scalde liniști, Arionești, Arionești, Arionești. Un bețiv din Moldova, căruia îi place să cânte și îl cheamă Victor Bețivu. Ce carieră îi s-ar potrivi mai bine? Niciuna. E perfect acolo unde e. E timpul pentru lecția de istorie. Bine ați venit la cursul de istoria Catericii Naționale. În această lecție vom vorbi despre unul dintre cele mai vechi obiceiuri ale umorului românesc, unii specialiști presupunând chiar că predatează bancurile cu bulă. Vorbim, bineînțeles, despre gluma cu Ana Roman. Prima atestare în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic a unei glume cu Ana Roman datează de undeva din anul 10.000 înainte de Hristos și apare sub forma unei picturi rupestre într-o peșteră în județul Gorj. Traducerea aproximativă sună cam așa. Oana Roman nu poate să poarte blană pentru că o confundă vânătorii cu mamutul. Un alt moment important în istoriografia glumei cu Oana Roman este menționarea acesteia în Hrisoavele lui Grigore Ureche, care ne spune așa peste veacuri. Vodă a trebuințat să dea bir din ogoarele țării, dar har de la Dumnezeu a avut Vodă să-l viclenească pe sultan și să-i dea în loc 8 pogoane de Oana Roman. Glumele cu Oana Roman nu se rezumă la planeta noastră. De curând, specialiștii de la NASA au interceptat un semnal extraterestru care sună aproximativ așa. Bip, 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 bop, bop, Oana Roman, wow, 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 pfff. Consumul excesiv de glume cu Oana Roman poate duce la efecte secundare negative, ceea ce vă vom arăta în episodul următor. Arionești, e timpul să trecem la lucruri cu adevărat serioase. Oana
Oameni buni, în timp ce legionarii, naționaliști ai țării, își pierd timpul cu autonomia ținutului secuiesc, mișcări separatiste mult mai grave se întâmplă fix sub nasul nostru. Documente ascunse de pe site-ul Dragonul Roșu indică existența unei mișcări separatiste în nord-estul capitalei, cunoscută ca și Colentina, pământ chinezesc. Semnele au fost dintotdeauna acolo. Colentina e plină de plăcuțe bilingve, dar nimeni nu a făcut scandal pe tema asta așa cum s-a întâmplat la Miercurea Ciuc. Când e ultima oară când v-a mușcat un câine în Colentina? Exact! Nu v-a mușcat, pentru că ați mușcat voi din el în pachetelele de primăvară de la ce împinge tava! Colentina a devenit un triunghi al Bermudelor pentru câini dispăruți în mod misterios. Iar acum teroriștii asiatici au trecut la amenințări împotriva poporului român, după cum se poate vedea pe acest pod din Colentina. Ar putea fi o coincidență! Ar putea fi! Dar voi chiar credeți în coincidențe? Treziți-vă, oameni buni! Arionești! Arionești! În continuare, vă prezentăm o parte din tezaurul ascuns al YouTube-ului românesc. Nu știu de unde numărul mi-ai găsit, dar una spun, vezi, unul te-a părăsit. S-a simțit și Iisus pe cruce. Clipul ăsta pare a fi o colaborare între Stilul Oprișan și Prea Fericitul Daniel. Cum lui Dumnezeu că ți-a făcut mult bine. Fugi de lume și scoateți răul din tine, așa cum mi-a scos-o Dumnezeu din mine. Bă, era Dumnezeu care și-a scos-o din tine? Sigur nu era Părintele Haralambie? Sigur, sigur? Hai fugi și nu te mai uita în spate. Dar de ce să nu te uiți în spate? Privește-l în ochi pe Părintele Haralambie. Hai, privește-l, privește-l. Așa cum a fugit loc de păcate, totul se poate dacă vei citi o carte. Biblia din belele te va scoate, căci Iisus e cel mai tare, el nu va moare. Bre, Dani, be. Nu știu cum dracu ai dat-o în bară tocmai cu rima cu tare. Ba, aveai atâtea variante. Mare, soare, oare, răsare. Andreea Bănică a scos 5 albume doar cu rima asta. Ai un pic de încredere în ea. Nu mai sta deoparte, vino mai aproape. Mă voi ruga pentru tine la telefon. De ce să te rogi la telefon, Dani B? Uite alte câteva lucruri la care poți să te rogi mai cu folos. La ghișeu, la primărie, de Gabor să nu ți-a permis. Când butează Windows, de gagică talagii. Aici se termină emisiunea internet, eu am fost Teo și voi v-ați uitat la nimic nou. Vă lăsăm în continuare cu principalul motiv pentru care atât de puțin copii iau bacul. Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul copilăriei mele, coaie ce culori, faic de praf m-am făcut, se juca mâța cu mine până crăpam. Arionești! Trăim în România și de asta mă înclin.